cu un incident aflat în acest moment în desfășurare. Este pericol de explozie pe un drum național din Brăila. Acolo o cisternă încărcată cu 26 de tone de motorină s-a răsturnat pe DN21A în zona localității Bărăganu din județul Brăila și a luat foc. Șoferul din Republica Moldova a reușit să iasă la timp din cabină. Potrivit informațiilor primite până acum, nu sunt victime. Pompierii încearcă să stingă flăcările violente care au cuprins cisterna. În zonă, circulația a fost blocată, iar traficul deviat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.